Bună ziua! Mă adresez claselor a 8-a care lucrează din acest manual. Mi-am propus să terminăm până la urmă cu lecția Platanos și am să fac o lecție exact așa cum o lucrez eu la clasă. Vă rog să fiți atenți. Ultimele exerciții din lecția Platanos. Deschideți, vă rog, manualul la pagina 18. Ați deschis, da? Pagina 18, aplicații, partea aceasta maro de jos, de aici vom începe. Și vom lucra exercițiile cele mai semnificative pe care le putem lucra împreună, nu care vi se cer vouă individual. Exercițiul 1. Personajele care au în text identitatea unor plante sunt personificate. Precizează care sunt trăsăturile umane ale fiecărui personaj plantă. Păi haideți să vedem. În primul rând, Platanos, care este personajul principal alături de Sisinel, este un personaj cu aspect fizic plăcut, chiar impresionant, aș spune, face dovada unor cunoștințe ample în comparație cu celelalte personaje și demonstrează o oarecare experiență de viață, din care, evident, le împărtășește și altora. Arată că are o educație aleasă, că se trage dintr-o familie bună și că, de asemenea, este un om care face parte din clasa upgrade, clasa oamenilor nu neapărat cu pretenții, dar superioară. Un alt personaj este Năsosul, pe care îl caracterizează două însușiri și anume o prietenie onestă față de ceilalți, Sisinel și Vio, și lipsa de educație, mârlănie, grosolănie. Vio este întruchiparea fetei delicate, gingașe și în același timp grijulii, iar Sisinel este personajul care abia începe să cunoască viața, face cunoștință pentru prima dată cu anumite aspecte ale vieții despre care nici nu și-a imaginat vreodată că ar exista și este ușor de impresionat datorită faptului că este lipsit de experiență, este novice. Este ușor de influențat. Nu are încă personalitatea puternic formată. El abia acum adună elemente ca să se pregătească pentru viața viitoare, să acumuleze cunoștințe ca să facă față tuturor evenimentelor ce vor urma. Totuși se dovedește a fi hotărât, avem dovada aceea cu mutatul lângă Platanos, chiar dacă află că nu toată lumea este de acord cu decizia lui, el o susține, după care revine și realizează motivul lui Cati de a-i fi refuzat propunerea. Însă din fiecare gest, vorbă, acțiune, a învățat câte ceva. Exercițiul 2. Prin felul în care se comportă, cu cine pot fi asemănate personajele plante din textul epic Platanos? Păi să zicem că Platanos ar fi ușor de asemănat cu un personaj integru, poate cu un tânăr profesor, de ce nu? Vio ar putea fi asemănată cu o studentă gingașă, timidă, dar și atentă și grijulie. Năsosul ar putea fi asemănat cu un elev foarte voluntar.
care este un fel de gică contra, nu îi place să îi se impună reguli, iar Sisiner, pe el eu l-aș asemăna cu un elev din clasele primare. Cati ar fi o mamă grijulie, o mamă preocupată de bunăstarea celor pe care i-are în grijă. Exercițiul 3. Ce reprezintă transformarea prin care trec plantele din tabără, dacă ar fi să transpui acest fenomen în plan uman? La ce crezi că s-ar referi el? Poți alege dintre următoarele variante. A. Inițierea unui conflict cu cei din jur. B. Maturizarea. C. Adaptarea la un nou mediu. Transformarea se referă într-adevăr la maturizarea personajelor. Ele capătă aspect de adulți și sunt în situația de a se descurca. Observați că se spune la un moment dat că-i crescuseră lui Sisinel muguri pe la ochi și vedea mai greu. Apoi urechile îi fusese acoperite de vegetație și auzea mai greu. Asta presupune adaptarea la mediul de viață, chiar dacă nu, sub anumite aspecte contravine dorințelor noastre, acest eveniment trebuie depășit. Personajul trebuie să se adapteze, așa cum am spus, să se maturizeze și să dobândească însușiri care să-l facă capabil de a traversa cu brio orice obstacol îi s-ar așeza în cale. Pentru că fiecare dintre aceste obstacole și evenimente mai puțin plăcute și unele chiar nedorite, nu fac altceva decât să întărească, să consolideze personajul și personalitatea lui. Exercițiul 4, harta personajului Sisinel pentru a evidenția relațiile pe care le are cu celelalte personaje. Schema asemănătoare, da. Păi, Sisinel, așa cum spune, este până la un moment dat dependent de Cati, pe care o consideră mai apropiată chiar decât propria sa mamă. Prietenos și pot spune chiar dependent de prietenia cu Năsosul și Vio și o bună cunoștință pentru celelalte plante din jurul lor. Dornic de a afla mai multe, dar conștient că în situația dată nu va putea niciodată să treacă dincolo de râu în lumea liberă, și ușor de impresionat de personalitatea unei persoane superioare, așa cum era Platanos. Ce crezi de exercițiul 5? Ce crezi că înseamnă faptul că toate plantele din text sunt defecte? Eu consider că acest adjectiv, defecte, este folosit la figurat, pentru că în realitate, părerea mea este că plantele nu mai sunt dorite, nu mai sunt iubite de stăpânii lor sau pur și simplu acestea nu mai au spațiul necesar ca să le țină în continuare. Și de aceea au fost nevoiți să le ducă într-o tabără. Exercițiul 6. Imaginează-ți ce ar spune un copil venit din lumea de dincolo de râu despre plantele din tabără. Păi, nu o să mă apuc acum să scriu pagini de jurnal. Eu cred că un copil nu ar observa nicio diferență dintre plantele pe care le-a văzut în alte ocazii, în parcuri, în grădini, și aceste plante din tabără. Pentru că până la urmă aspectul lor este asemănător cu al celorlalte plante de pe pământ și pentru un copil nu ar avea nicio importanță că ele se află dincoace sau dincolo
de rău. Exercițiul 7. Cum crezi că îl vede Platanos pe Sisinel? Realizează o scurtă descriere a naratorului din perspectiva lui Platanos. Eu cred că pentru Platanos Sisinel este un învățăcel, iar el se simte capabil de a-i oferi informațiile necesare care să-l ajute, să-l sprijine, să se dezvolte și să cunoască viața. Este dispus, de Platanos vorbesc, este dispus să-i împărtășească experiențele sale lui Sisinel și în felul acesta să-i lărgească orizontul cultural, așa cum s-a întâmplat și cu acea carte recomandată, Singur pe lume. Exercițiul 8. Ia să vedem. Da, nu mă interesează această compunere. De trasat două directive din punctul de vedere al unui psiholog. Platanos este dezvoltat psihic, Sisinel are un psihic labil, un lingvist ar spune că Platanos are un lexic vast. Și Sisinel este pe cale de a-și îmbogăți vocabularul, iar directorul unei tabere de copii ar da exemplu pe Platanos, exemplu pozitiv celorlalți. Exercițiul 9, descrierea violentei, nu? Somn zodiacal, comparații, provocări, portofoliu, nu? Dăm pagina, la pagina 20, explorare la structurile textuale. Haideți să vă spun mai întâi care sunt structurile textuale. Structura narrativă 1 reprezintă prezentarea în ordine logică și cronologică a unor evenimente. 2. Structura explicativă oferă explicații suplimentare despre personajul sau locația în discuție și prezintă exemple de comportament care vin în ajutorul formării unei impresii despre respectivul personaj sau colț din natură. Informativă 3. Structura informativă conferă informații, cum îi spune și numele, despre personaj sau despre locația în discuție. Dialogată, structura dialogată prezintă convorbirea dintre mai multe personaje. Și au fost 4, cred. Narrativă dialogată, informativă, explicativă. Deci narrativă descriptivă, explicativă, dialogată. Astea sunt. Bun. Identifică în a doua parte a textului, care începe cu enunțul Platano știa lucruri neobișnuite, structuri narrative descriptive. Haideți să ne ducem la text și să le identificăm. În fragmentul Platano știa lucruri neobișnuite și câteva săptămâni l-am ascultat înghețați de uimire, este narativ. Apoi, îmi doream să-l ascult dacă s-ar fi putut ore în șir, mai ales să-i pun acele întrebări pe care nu îndrăzneam să le pun altcuiva. Explicativ. Este text explicativ, da? Structură explicativă.
Într-o dimineață, Cati a venit încărcată de dulciuri. De obicei avea mâncarea noastră un regim special, dar din când în când ne cumpăra ciocolată și mai ales niște prăjituri pufoase cu 3 straturi de cremă. Cati era veselă, este o structură informativă. Acolo unde întâlniți linie de dialog în partea dreaptă a imaginii, ar putea fi o scrisoare codată, o nici de cum, zice așa, este o structură dialogată. Narrativă, informativă, dialogată, explicativă. Da. Și... stăteam lângă intrare, lângă un guard reader și spuneam, bună ziua, vă rog să vă apropiați cardul. Când se umplea sala, cineva îmi aducea o tabletă plină de cărți și putea să cadă tavanul pe mine, că nu mă mișcam. Este o... Doamne, că îmi pică! Este o structură explicativă. Descriptivă, explicativă, descriptivă. Și mai avem o structură descriptivă. În jurul lui, în afară de buruieni, nu se vedea nimeni. Chioșcul aleia, iar pe marginea ei, bine înfipți în marginea râului, stăteam noi. Este tot o structură descriptivă. Textul discontinu, citiți aici ce înseamnă, exercițiul 2. Tot de la explorare. Tu ai înțeles imediat despre ce este vorba, care au fost indiciile pe care le-ai avut în vedere pentru a încerca să decodezi mesajul. Nu am înțeles de la început despre ce este vorba, dar când am constatat că plantele se comportă aidoma oamenii, mi-am dat seama că este un fel de fabulă. Adică vegetația, reprezentanții vegetali, să zic așa, sunt înzestrați cu însușiri omenești și transmit mesaje umane. Atunci am realizat că textul este ceea ce observăm cu toții și anume niște plante care au viață de om, care reprezintă oameni. Așa. Structuri narrative, structuri descriptive, dialogate, nu cam atâta mi se pare mie foarte important. Exercițiul 6 de la pagina 91, alege varianta pe care o consider adevărată. Rolul combinării structurilor în textul epic Platanos este A. De a complica narațiunea, B. De a evidenția complexitatea și diversitatea universului creat, C. De a crea suspans, D. De a surprinde cititorul. Răspunsul corect este B. De a evidenția complexitatea și diversitatea universului creat. 7. Prin ce credeți că se aseamănă imaginea de mai jos cu un text în care apar mai multe tipuri de secvențe textuale? Păi hai să vedem. Fiecare culoare reprezintă o secvență textuală. Prin urmare, acest text discontinu conține 1, 2, 3, 4, 5 secvențe textuale. Cele pe care le-am învățat, narrativă, descriptivă, informativă, dialogată și explicativă. Cam asta despre Platanos. Dăm pagina la 22. De ce crezi că Platanos nu mai apare în finalul textului? Ce s-a întâmplat cu el? Alege dintre următoarele variante sau propune o altă soluție. A. Nu a rezistat peste iarnă. B. Platanos face parte din altă sferă mai înaltă la care Sisinel nu are acces. C. Platanos a fost mutat în oraș. D. Platanos este încă în tabără. Dar de data aceasta Sisinel îl ignoră pentru a-și regăsi vechii prieteni. Câte puțin din fiecare, mai puțin cea cu mutatul din tabără.
Platanos face într-adevăr parte din altă sferă mai înaltă, la care Sisinel nu are acces. Comunicarea lui Sisinel cu Platanos a spus deja că a devenit din ce în ce mai greoaie și Sisinel, până la sfârșit, devine conștient de faptul că trebuie să se concentreze pe propria lui dezvoltare și trebuie să se lupte cu viața, să încerce să reziste la umbra deasă a lui Platanos și să-și impună propria lui personalitate. Trebuie să se dezvolte el însuși. Exercițiul 2 comentează de ce mutarea lui Sisinel, care avea deja rădăcini, îi provoacă atâta rău, ce corespondent poți găsi în lumea noastră a oamenilor pentru astfel de dezrădăcinare. Păi, să zicem așa, mutarea lui Sisinel, care deja avea rădăcini, i-a făcut atâta rău, pentru că să prinzi rădăcini într-un loc îți ia mult timp. Trebuie să te obișnuiești cu mediul înconjurător, cu solul în care trăiești, cu, până la urmă să adopți obiceiurile și să faci parte din mediul acela, dar asta se obține cu timpul, câte un pic, câte un pic, nu totul dintr-o dată. Sisinel a avut și el nevoie de o perioadă lungă de acomodare, câțiva ani, și când a fost mutat a trebuit să fie dezrădăcinat, adică a trebuit să se șteargă cu buretele absolut tot, a trebuit să renunțe la tot ce învățase și tot ce fusese până atunci, ca să intre într-un mediu nou, unde avea din nou nevoie de o perioadă lungă de adaptare, ceea ce s-a și întâmplat. Dar el, având deja rădăcini, i-a fost foarte greu să se adapteze și vă amintiți că era aproape să moară. Îl aș asemăna cu un om care este obligat de împrejurări să se mute într-o altă casă sau într-o altă țară. Dar mutarea să fie impusă, acea persoană să fie obligată să facă mutarea, nu să rămână la propria lui alegere. Spre exemplu, tovarășul de viață i-a decedat, nu mai poate să locuiască într-un apartament așa de mare și trebuie să se rezume la o garsonieră. Sau nu mai are pe nimeni în țara respectivă, toată familia i s-a mutat într-o altă țară, a ajuns undeva la vârsta senectuții, iar la bătrânețe este greu să trăiască singur, așa că va trebui să-și urmeze și el rudele în țara respectivă. Obiceiurile, modul de viață sunt totalmente diferite față de ce a trăit el atâtea zeci de ani și atunci va suferi. Nici nu știm dacă se va putea adapta vreodată sau nu. 3. Care este personajul din text de care te-ai simțit cel mai aproape sau cu care te-ai identificat? Eu m-am identificat cu Cati, pentru că și eu sunt mamă, sunt și bunică și sunt obișnuită să am grijă de alții și de aceea m-am identificat cu această doamnă. 4. Imaginează-ți că ești în locul lui Sisinel, ai schimbat ceva din comportamentul acestuia față de Platanul și față de Vioșinăsosu, justifică-ți răspunsul. Dacă aș fi în locul lui Sisinel, evident n-aș avea experiența anilor de viață pe care o am acum și probabil că aș face și eu greșeala de a cere să mă mut lângă noul venit care m-a impresionat atât de tare, ștergând prietenia dintre mine și Vioșinăsosu. Dar cu experiența pe care o am acum, evident aș schimba comportamentul lui Sisinel. Și cred că nu m-aș muta. Aș rămâne acolo în locul care mi-a fost stabilit, pentru că acolo am crescut, acolo m-am dezvoltat. Și dacă ar fi să mă refer și la relația cu Platanus, de acolo îl vedeam cel mai bine. De acolo îl auzeam cel mai bine. Însă Sisinel, copilașul, nu și-a dat seama de acestea. Exercițiul 5. Dacă ai fi în locul lui Vioșa lui Năsosu, ai face ceva diferit?
Din punctul de vedere al omului cu experiență. Dacă aș fi locul lui Năsosu, probabil m-aș purta mai politicos cu ceilalți, mi-aș revizui puțin comportamentul și aș renunța la aroganță. Năsosu e un arogant. Dar în privința transferului, poate că aș insista să îl conving pe Sisinel să nu se mute. Nu știu dacă aș reuși, dar aș insista. Exercițiul 6. Ce rol au cărțile în înfiriparea prieteniei dintre Sisinel și Platanus? Cărțile aduc un plus de informație care îi servește drept lecție de viață lui Sisinel. Și acesta este mai tentat de a-și consolida relația cu Platanus, considerând că are mai multe de învățat de la el și fiind din ce în ce mai fascinat de personalitatea acestui domn în saco. Ai citit vreuna din cărțile menționate de Platanus? Evident. Tema prieteniei este peste tot abordată și se evidențiază faptul că prietenia este un sentiment nobil, un sentiment în care fiecare dă, oferă în aceeași măsură și fiecare se bucură pentru ceea ce oferă, nu pentru ceea ce primește. Prietenia este poate cel mai onest sentiment din câte există, pentru că te simți un prieten adevărat și legat de o altă persoană atâta vreme cât relația e bazată pe sinceritate și pe dezinteres. De multe ori mi se întâmplă ca atunci când le cer elevilor mei să facă o compunere despre prietenie, să-și prezinte prietenul, inevitabil în toate compunerile există fraza pentru că mă ajută când am nevoie de el. Nu așa, măi copii! Pentru că ne ajutăm reciproc, pentru că suntem fiecare dintre noi alături de prietenul nostru. Suntem acolo și avem disponibilitate pentru prieten oricând, în orice moment din zi și din noapte. Asta e prietenia. Și asta reiese din cărțile recomandate de Platanus. 8. Crezi că prietenia dintre Sisinel și Platanus este una extremă? Justifică-ți răspunsul. Da, este una extremă. Datorită diferenței imense și imposibil de depășit dintre felul de plante care sunt fiecare dintre ei. Adică Platanus este cu totul diferit de Sisinel, în primul rând ca aspect fizic, ca și structură, ca și rezistență, ca și vârstă. Și din cauza asta, prietenia lor nu poate dura. 9. Mai sunt câteva gânduri despre prietenie. Alege două dintre ele care se potrivesc cu ceea ce crezi tu despre prietenie. Apoi alege unul singur care crezi că se potrivește pentru textul studiat. Nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă stăpânește toate bunurile lumii. Ce-ți poți dori mai mult decât să ai pe cineva cu care să poți vorbi ca și cu tine însuți? Prietenia îndoiește bucuriile și înjumătățește necazurile. Prietenia înseamnă să fii alături de cineva nu când are dreptate, ci când greșește. Prieten este cel care atunci când îți întinde mâna, îți atinge inima. Da, eu cred că prima se potrivește cu textul. Și în ceea ce mă privește, potrivită mie este ultima. Prieten este cel care, atunci când îți întinde mâna, îți atinge inima. Exercițiul 10. Asemenea eroilor din basme, Sisinel se află în căutarea a ceva ce îi lipsește. El vrea să afle ce este prietenia. Crezi că la finalul drumului a găsit ceea ce căuta? Da. A găsit ceea ce căuta și a dat seama că Vio și Năsosului sunt prieteni adevărați și devotați. I-a găsit acolo lângă el când și-a revenit.
după perioada de slăbiciune pe care a parcurs. 11. Cum interpretezi ceea ce îi spune la un moment dat Cati lui Sisinel și anume că la umbra pomilor falnici nu cresc decât buruieni? Păi eu zic așa. Personalitățile, în orice domeniu ar fi ele, sunt atât de impunătoare și prin realizările lor sunt atât de cunoscute, iar faima lor devine din ce în ce mai mare, încât oricine le-ar sta alături, indiferent de talentele acestuia și de dotările și însușirile acestuia, nu-l poate acesta nou, nu-l poate depăși pe cel faimos, pentru că cel cunoscut deja s-a dezvoltat cu mult timp și s-a făcut cunoscut cu mult timp înainte ca cel de-al doilea să apară lângă el. Deci totdeauna va fi eclipsat de personalitatea celui căruia îi se alătură. Nu că nu se poate dezvolta, poate chiar se poate dezvolta, poate chiar e ajutat de cel celebru deja să se dezvolte. Dar pentru că nu are timpul necesar, pentru că celălalt s-a născut și a devenit faimos înainte ca el să apară, n-are cum să-l egaleze sau să-l depășească, oricâte calități ar avea. E aceea situație cum am întâlnit acum ceva vreme, am avut o discuție cu o doamnă profesoară tânără și m-a acuzat de aroganță, mi-a spus așa, ceva de genul, de ce credeți că eu, domnișoara avea 23 de ani în primul an de învățământ, de ce credeți că eu nu o să pot să vă depășesc? Când am spus că nu mă poate depăși. Am spus că experiența mea nu o poate avea odată cu mine. O va avea când va avea și dânsa 62 de ani. Pentru că nu poți să treci peste niște ani de experiență. Poți să înveți din carte. Oricât de mult și chiar mai mult decât știu eu. Pentru că totul avansează, da? Totul progresează. Oamenii evoluează. Au alte mijloace de informare decât am avut eu. Și mă poate depăși oricând ca și cunoștință. Dar nu ca experiență, pentru că eu am niște zeci de ani în plus față de ea. La asta m-am referit. Ok, tot așa și cu celebritatea. Formulează punctul de vedere privind replica din finalul textului rostită de Năsosul. Credeai că o să te lăsăm singur, a spus el. La ce crezi tu că sunt buni prieteni? Năsosul este personajul care a înțeles cu adevărat ce înseamnă să fii prieten, ce înseamnă să fii devotat prietenului tău și că atunci când există o prietenie adevărată, poți să și riști. Lui nimeni nu i-a garantat că nu riscă să se usuce sau să se adapteze mai greu, așa cum a pățit și Sisinel. Dar și-a urmat prietenul cu toate riscurile, ca să-i fie aproape, să-l susțină. 13. Ce semnificație crezi că au întâmplările din textul Platanos? Formulează ce ai înțeles despre prietenia sub forma unui sfat sau unui proverb. Niciodată nu renunța la prietenii vechi, indiferent câți prieteni noi ți-ai face. Mulțumesc pentru participare, sper că ați avut răbdare să mă ascultați până la sfârșit, că dacă ascultați doar 2-3 minute nu o vă ajută la nimic și să ne revedem cu bine. Ca să ne mai revedem pe acest canal cu tot așa gratuit, vă rog să vă abonați. Bye bye!